Bun găsit! Vă propun să descoperiți cum și-a imaginat poetul român Marin Sorescu întâlnirea dintre un greiere și o furnică și mai ales care este finalul întâlnirii dintre aceste două personaje. Vă invit să ascultați poezia Greierele și furnica de Marin Sorescu în interpretarea Anastasiei. Surioară dragă, am venit să-mi dai și mie, până la primăvară. N-am. Un grăunte, ai o mie. N-am. Dar toată lumea știe, e doar lucru cunoscut. Am, dar nu vreau să-mi împrumut. Astă vară ce ai făcut? Am cântat. Acum joacă. Îmi e foame, e ca-și zuca. Joacă. Nu mă enerva, că-s nervos. Îmi dai ori. Ba. Ești cârcită. Mă închin. Dar o să te întind puțin. Și agățând vioara în grindă, greierul își făcă purnica și început să o destindă. Și a bătut-o zdravă în vere. Apoi s-a oprit. Tăcere. Amândoi stăteau ca muți. Ei, acum mă împrumuți, surioară? Cu plăcere. Completați următorul desen cu acțiuni și însușiri ale personajelor. Cum sunt personajele? Ce face furnica? Cum procedează greierele? De exemplu, furnica este harnică, dar zgârcită. Iar greierele este nepăsător și pentru că nu-și pregătește proviziile din timpul verii, rămâne flămând. Opriți filmarea și completați desenul. Cum a reușit greierele să o convingă pe furnică să-l ajute? Într-adevăr, prin violență și amenințare. Ați întâlnit în viața voastră colegi care se comportă asemenea greierului, care folosesc amenințarea sau chiar bătaia? Gândiți-vă la toate grupurile din care faceți parte, familie, grup de învățare, grup de prieteni, grup de joacă. Scrieți pe o foaie albă asemenea fapte observate sau trăite, fără să dați numele celor implicați. Învățătorul clasei va citi de pe foile voastre. Discutați despre aceste comportamente și mai ales ce trebuie să faceți dacă sunteți victima unei violențe. La final vă propun exercițiul duelul personajelor. Completați la tablă un tabel asemănător împreună cu colegii și învățătorul, scriind argumente pro-furnică și pro-greiere. Va câștiga personajul care are cele mai multe aprecieri. De exemplu, furnica este de admirat pentru hărnicia ei. Greierele, ca artist, a adus bucurie în lumea insectelor. Opriți filmul și completați tabelul. Care personaj este învingător în clasa voastră? De ce credeți că a ieșit acest personaj învingător? Faptele noastre, modul în care ne comportăm, are efect asupra celor din jurul nostru, în societate. Cine nu are ceva ce-i trebuie, nu ar trebui să procedeze cum a făcut greierele. Niciodată nu vom folosi bătaia pentru a avea o riglă sau o gumă de șters. Dacă nu știm să ne facem tema, nu vom lua cu forța caietul unui coleg pentru a copia tema. Pe curând!